Vorbim astăzi despre Institutul Teologic Baptist din București, despre educație baptistă în România. A început cu un seminar baptist la Buteni, în județul Arad. Împreună cu noi, prin intermediul tehnologiei, dr. Daniel Mariș, rector al Institutului Teologic Baptist din București. La 100 de ani, la un secol de existență a învățământului baptist în România, cum ați descrie acest secol care a trecut pentru învățământul baptist? Cred că a fost un secol plin de har din partea lui Dumnezeu și dacă ar fi să-l descriu în cuvintele psalmistului, aș face-o prin prisma psalmului 100, versetul 5, care spune că Domnul este bun, bunătatea lui ține în veci și îndurarea lui din neam în neam. Generații după generații de studenți și profesori care au trecut pe aici prin seminarul din București, Institutul Teologic Baptist din București de astăzi, au fost martori ai harului lui Dumnezeu, a bunătății și credincioșiei lui Dumnezeu față de ei în perioade dificile, aș putea să spun, și în perioade de libertate și de binecuvântări. Cum a început credința baptistă și învățământul baptist în România într-o lume ortodoxă? Cum a început? Dacă ar fi să răspund la această întrebare, în primul rând aș vrea să spun că prima biserică baptistă din România a fost o biserică baptistă germană înființată în 1856 în București. Sigur că în Transilvania ceva mai târziu au apărut primele biserici baptiste la câțiva ani după aceea, însă știm foarte bine că după unirea de la 1918, în anul 1919 s-a format Uniunea Bisericilor Baptiste din România. Aici, în regat, prima biserică baptistă română a fost înființată de pastorul Constantin Adorian în anul 1912. A fost momentul de început al mișcării baptiste printre români, tânărul Adorian fiind un pastor pregătit la seminarul baptist din Hamburg. Istoria vieții lui ne spune că el s-a întors la Dumnezeu în biserica baptistă germană când avea 19 ani și după aceea frații din biserica baptistă germană l-au încurajat să facă studiile teologice la seminarul baptist din Hamburg. După ce s-a întors de acolo, viziunea lui a fost să înființeze lucrarea sau să înceapă lucrarea printre români și așa s-a înființat prima biserică baptistă română din București, Biserica Baptistă Golgota de astăzi, Biserica Baptistă Titulescu, unde prin harul lui Dumnezeu slujesc din 1993 în această biserică. Foarte interesant că împreună cu Constantin Adorian, absolvent de seminar la Hamburg, un alt absolvent al seminarului de la Budapesta, Radu Tașcă, a avut, la fel ca și Constantin Adorian, această viziune a organizării unei școli de teologie. De fapt, așa cum spuneam, chiar la începutul secolului trecut, cu ocazia unei conferințe ad hoc în anul 1919, conducătorii cultului creștin baptist au înțeles importanța formării și pregătirii tinerilor care aveau o chemare specială de la Dumnezeu pentru a sluji ca păstori și predicatori în bisericile baptiste. Și viziunea aceasta, sigur, se referea la capacitatea celor pregătiți în seminar de a rezolva, spuneau ei și citez, creatori independenți și pe baza revelației divine scrise, atât probleme pastorale, cât și problemele care se iveau în viața de societate, dar și problemele teologice. Iată deci că odată cu unirea de la 1918, viziunea fraților a fost ca să aibă o școală care să funcționeze ca o școală de echipare, de pregătire, de păstori și de lucrători. Asta s-a înființat la Buteni în anul 1921. Da, o istorie frumoasă. În cifre, dacă puteți spune așa fugitiv, acest secol de instruire în credința baptistă, în teologia baptistă, cifrele ce spun? Sigur că am putea spune că au fost anii de început. Dacă m-aș uita la perioada aceasta în decade sau poate
în anii de început și apoi perioada interbelică. Anul 1921 a fost anul înființării, când 9 tineri studenți au început la Buteni, iar la foarte scurt timp după aceea au fost nevoiți să se mute datorită persecuțiilor care au început din partea Bisericii Ortodoxe împotriva lor, la Arad și apoi la București. Între 1922 și 1924 a fost cumpărat terenul și s-au construit clădirile din strada Berzei numărul 29 din București, locația care va fi pentru aproape 100 de ani cel mai cunoscut loc sau cea mai cunoscută adresă a baptiștilor din România. Foarte interesant că în anul 1929 s-a deschis și o școală de misiune pentru fete. Conducătorii de atunci ai Uniunii și ai Institutului sau ai Seminarului au avut această viziune de a echipa și tinere pentru lucrarea cu copiii, lucrarea cu femeile din bisericile baptiste. A urmat apoi o perioadă, aș spune, întunecată în perioada celui de-al doilea război mondial, între 1942 și 1944, când în urma decretului Antonescian proprietățile baptiștilor au fost confiscate, inclusiv proprietățile din Berzei, și au fost puse la dispoziția unei școli de misiune ortodoxe care a activat până la 23 august 1944. Proprietățile tuturor baptiștilor sau doar ale institutului, ale seminarului baptist? Ale tuturor baptiștilor au fost confiscate atunci, da. Și foarte interesant că în același loc, aici în București, unde era o școală de echipare, de pregătire pentru păstori și teologi și pentru misionari și misionare, ea a fost pentru 2 ani de zile folosită ca o școală misionară de către Biserica Ortodoxă. După 1944, deci în 1945, seminarul și-a redeschis porțile, prima dată la Buteni, iar apoi din 1946 la București, unde în toată perioada regimului comunist a funcționat, sigur, cu toate restricțiile cu care ne-am confruntat în acea perioadă. Și aș remarca aici două aspecte, dacă îmi permiteți. Unul era legat de numărul restrâns de studenți care erau acceptați și doi, numărul restrâns de profesori sau de cadre didactice. În toată această perioadă comunistă, o perioadă dificilă pentru România și pentru bisericile baptiste, seminarul a continuat să funcționeze în ciuda tuturor restricțiilor și să formeze pentru slujire generații de păstori care până la urmă au influențat și au avut un impact deosebit în România. Dacă ar fi să menționez câțiva din absolvenții, din personalitățile proeminente și cunoscute, i-aș aminti aici pe Pete Popovici sau pe Liviu Olah ca absolvenți ai acestei școli, care au absolvit această școală și știm foarte bine că au avut un impact extraordinar asupra lucrării din bisericile baptiste și nu numai, ci și asupra lucrării evanghelice din România. Cu siguranță, cei care urmăresc acest interviu se întreabă care este deosebirea între baptiști, ortodoxi, catolici și restul lumii, nu într-un spirit beligerant, ci într-un spirit academic. Deci, ca idei principale. Cred că dacă ar fi să subliniem sau să spunem ce îi definește pe baptiști, un aspect foarte important este cel legat de nașterea din nou, accentul pe care ei îl pun pe nașterea din nou. Și anume, faptul că, așa cum în dialogul pe care Domnul Iisus Hristos îl avea cu Nicodim, știm foarte bine, Domnul Iisus i-a spus lui Nicodim, care a venit noaptea la el să îl întâlnească, că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea și nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Și el vorbește acolo despre acea naștere din apă și din Duh. Baptiștii pun accentul pe această transformare și regenerare a vieții care se produce prin lucrarea Duhului Sfânt
și prin puterea pe care Duhul Sfânt o are de a lucra în viețile oamenilor în urma auzirii cuvântului lui Dumnezeu. În Romani capitolul 10, Apostolul Pavel spune în versetul 17, credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Baptiștii se deosebesc, să spunem așa, de bisericile tradiționale prin faptul că accentuează botezul credinței, n-aș spune neapărat al celor maturi, pentru că sunt acceptați la botez și cei care n-au împlinit încă vârsta de 18 ani, dar au luat o decizie personală, conștienți de a face legământul în apa botezului cu Iisus Hristos. Deci cele două aspecte pe care le-aș sublinia eu sunt legate de nașterea din nou și de botezul credinței, botez pe care îl fac în momentul în care se întorc la Dumnezeu. Dacă ar fi să mai subliniez un aspect legat de bisericile baptiste, din totdeauna baptiștii au fost oamenii Scripturii. În mărturisirea noastră de credință spune foarte clar că noi credem că Scriptura este cuvântul inspirat al lui Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să dea înțelepciune, neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie vrednic și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Pornind de la principiile reformatorilor, baptiștii subliniază acest principiu al sola Scriptura, numai Scriptura, numai Harul, numai Scriptura, numai credința este cea care duce la mântuire. Deci din această perspectivă, în câteva cuvinte am încercat să scot în evidență faptul că baptiștii au pus întotdeauna un mare accent pe ceea ce înseamnă predicarea cuvântului curat al lui Dumnezeu și a Evangheliei, iar în urma predicării botezul în numele Sfintei Treimi și apoi ucenicizarea sau creșterea în credință a celor botezați. Baptiștii au din nou un rol important în ceea ce înseamnă libertatea de conștiință. Justiția modernă se bazează pe Biblie, pe cele 10 porunci din Biblie. Biblia este baza justiției moderne și a întregii societăți. Dar, în mod particular, baptiștii din Europa apuseană au avut un rol foarte important în ceea ce înseamnă libertatea de conștiință. V-aș ruga puțin și pentru să descrieți pentru cei care urmăresc interviul. Da, știm foarte bine că primii baptiști, datorită persecuțiilor, s-au refugiat în Amsterdam. Sigur, prima biserică baptistă este localizată în timp, în anul 1600, în Amsterdam. Iar de acolo, sigur că, datorită persecuțiilor care au avut loc pe continent, s-au stabilit mulți dintre ei în Statele Unite ale Americii. Tocmai pentru că au trăit această experiență a persecuțiilor, sigur, din partea bisericii majoritare la vremea respectivă, baptiștii au pus un accent deosebit pe ceea ce înseamnă libertatea de conștiință și libertatea de credință. Acesta este unul dintre atuurile, sau aș putea să spun, una dintre caracteristicile baptiștilor la nivel mondial. Ei au luptat pentru libertatea de conștiință a fiecărui om și de aceea ceea ce se vede astăzi în lumea democrată, în lumea liberă, în Statele Unite, de exemplu, istoria acestei țări a fost construită pe ceea ce am putea să numim ca pilon important această libertate de conștiință. La final v-aș întreba despre mersul lucrurilor în acest moment. Aminteați despre Statele Unite și în vest, în general, universitățile sunt destul de multe dintre ele, chiar prea multe, sunt impregnate de ideologia neomarxistă, care încearcă să impună inclusiv școlilor teologice anumite direcții, să abordeze anumite subiecte sau nu. Da, vedeți un pericol pentru începuturile universităților, marilor universități din Statele Unite, universități cunoscute precum Harvard sau Yale, universități cu o istorie bogată. La început, sigur, ele au fost, așa cum bine știm, universități care au început ca și niște
școli biblice sau care au început pe lângă biserici. Însă, datorită influențelor filozofice, datorită gândirii filozofice, s-au îndepărtat de ceea ce a fost la început viziunea pe care aceste școli au avut-o. Sigur că în contextul actual, multe dintre universitățile americane cunoscute ca fiind universități care au început în acea perioadă și europene de asemenea, pe lângă biserici și în Europa, într-adevăr, s-au îndepărtat de principiile reformatorilor. Istoria afirmă că oriunde au ajuns reformatorii în lume, au înființat biserici, școli, colegii. Și din acel moment, sigur că educația teologică și Evanghelia a dus la transformări evidente. Printr-o, sigur, renașterea predicării biblice și doctrinare, prin învățarea în școlile creștine a tinerilor comunității și, sigur, printr-o adoptare a concepției ca învățământ creștin. Dar, așa cum am spus, datorită influenței filozofiilor secolului al XVIII-lea și al XIX-lea, aceste universități s-au îndepărtat într-un fel de la ceea ce a fost educația creștină la începuturi. Sigur că pentru evanghelici cea mai dureroasă schimbare în învățământ a fost îndepărtarea de la învățătura biblică și de la poziția pe care autorii reformei sau cei care au fost reformatori au avut-o cu privire la doctrina despre om, de exemplu, și despre nevoia lui de a fi mântuit. La momentul acesta, școlile teologice, aș spune, care încă aparțin de biserici, și aici mă refer și la Institutul Teologic Baptist, care este o școală a cultului baptist din România, pentru că, așa cum spuneam, a fost o viziune a Bisericii Baptiste, și-au păstrat, ca să spun așa, principiile educației și principiile biblice pe care le-am moștenit de la înaintașii noștri. La final, care sunt disciplinele care pot fi studiate la Institutul Teologic Baptist din București în acest moment pentru cei care ar dori să urmeze cursurile Institutului? Aș putea să spun că în acest moment în Institutul Teologic Baptist din București avem două programe de teologie pastorală. Sunt programe de 4 ani de licență, un program cu frecvență la zi și un program de învățământ la distanță. În cadrul acestor programe, ei vor putea să studieze disciplinele care înseamnă disciplinele biblice, de introduceri în disciplinele biblice, cum ar fi Noul Testament, Vechiul Testament, discipline legate de istoria bisericii, discipline legate de teologia practică, așa cum este predicarea sau teologia pastorală și consilierea. Dar în paralel, în ultimii ani de zile, Institutul Teologic Baptist din București, care a intrat într-un parteneriat cu Youth Ministry International în anul 2012, oferă cursuri de formare în lucrarea cu tinerii, pentru cei care sunt interesați să se echipeze mai bine în lucrarea cu tinerii. De asemenea, de curând, în urmă cu câțiva ani de zile, într-un parteneriat cu Colegiul All Nations din Londra, oferim un curs de formare în ceea ce înseamnă misiune transculturală. Pentru tinerii care sunt interesați să se echipeze pentru misiunea transculturală, există acest curs de formare în misiune transculturală. Și de asemenea, anul trecut am început cursuri de formare pentru lucrători și tineri din biserici care ar dori să se echipeze mai bine în prezentarea studiilor biblice în biserică sau în lucrarea cu copiii la școala duminecală. Avem cursuri de introducere
în disciplinele Vechiul Noul Testament, în hermeneutică sau metode de studiere a Bibliei și homiletică. Aceste cursuri de formare sunt, dacă vreți, la dispoziția tuturor celor interesați. Ele pot fi urmate în formatul online și sigur că mai multe date despre cursurile acestea pot fi găsite și pe pagina Institutului Teologii Baptist din București. După 1990, Institutul Teologii Baptist din București a fost acceptat ca și institut de grad universitar și aș putea să spun că asta a fost una dintre miracolele care s-au întâmplat după Revoluția din 1989. Pentru că în anul acela, împreună cu Uniunea Baptistă din România și cu Universitatea București, a luat ființă Facultatea de Teologie Baptistă din cadrul Universității București. Astfel începe o nouă etapă în educația teologică baptistă, în care baptiștii și nu numai ei, ci și evanghelicii români au posibilitatea să studieze într-una dintre cele mai vechi și renumite universități din țară. Facultatea de Teologie Baptistă are programe de licență, programe de master și o școală doctorală, ceea ce înainte de 1989 era imposibil de imaginat, pentru că cei mai mulți dintre cei ce ne urmăresc probabil își aduc aminte că dacă erai baptist, evanghelic, pocăit la vremea respectivă, anumite facultăți îți erau interzise. Nu puteai studia jurnalism, nu puteai să studiezi psihologia, nu puteai studia literele, nu puteai studia filozofie, nu puteai studia istoria. Pentru noi erau rezervate probabil ingineria, medicina și poate ceva din ceea ce înseamnă universitățile de muzică. Dar prin harul lui Dumnezeu, anul 1990 a adus această oportunitate extraordinară, în urma căreia Institutul Teologii Baptist din București a avut ocazia să înființeze această facultate de teologie baptistă, care este emblematică pentru lumea evanghelică. Sigur că în această perioadă am putea să spunem că odată cu acreditarea acestei facultăți, toate celelalte institute de învățământ superior ale cultelor evanghelice au putut să-și obțină la început licențele și apoi acreditările, astfel că și în cultul penticostal și cultul creștin după Evanghelie există la ora aceasta institute teologice acreditate. Un alt moment esențial a fost anul 2012, când a fost acreditat învățământul online, primul program de învățământ online în teologie în România acreditat în cadrul Institutului Teologii Baptist din București, învățământ care s-a deschis pentru românii din diaspora. Foarte mulți dintre tinerii noștri plecați în țările din Europa de vest au ocazia și au avut ocazia să se echipeze pentru a sluji mai bine în biserici folosind platforma Moodle și platformele online din cadrul învățământului la distanță. Toate acestea sunt provocări extraordinare și ne uităm în viitor la ceea ce Dumnezeu poate să facă în continuare, folosindu-se de toată această experiență prin care am trecut până aici. La final aș vrea să vă rog, sunteți și rector al Institutului, sunteți și pastor slujitor al amvonului al bisericii, să înălțați o rugăciune către Dumnezeu pentru învățământul din România, mai ales în ultima perioadă de pandemie, sunt cu acest învățământ online probleme la care nu ne-am așteptat sau nu ne-am gândit până acum, de la afectarea mentală a multor copii până la probleme de socializare, de relaționare. Cred că cel mai bine este să încheiem cu o rugăciune înaintea lui Dumnezeu. V-aș ruga. Doamne, îți mulțumim că prin harul tău ne putem bucura în fiecare dimineață de bunătatea și de credincioșia ta. Și în ciuda acestor vremuri critice, acestor vremuri de pandemie, îți mulțumim că ne-ai ajutat să vedem că bunătățile tale nu s-au sfârșit, că îndurările tale n-au ajuns la capăt și se noiesc în fiecare dimineață față de copiii tăi. În mod special ne rugăm astăzi pentru toți aceia care sunt implicați în procesul de învățământ, ne gândim la elevi și la studenți, dar și la profesorii lor. Te rugăm să le dai resurse emoționale și spirituale suficiente încât să poată să facă față provocărilor. Mulțumim că această perioadă de timp ne-a deschis noi oportunități și am înțeles că
chiar dacă nu putem fi prezenți fizic într-un anumit loc, tu ne deschizi oportunitatea să avem întâlnirea chiar și în această, pe aceste platforme online. Ne putem încuraja unii pe alții și mai ales putem să vestim Evanghelia ta celor care încă nu te cunosc. Mulțumim că ai adus speranță în această lume și că prin învierea Domnului Iisus Hristos din morți dai tuturor oamenilor speranță și pentru viața de aici și pentru viața de dincolo. Ne rugăm ca cei care se echipează și cei care se formează în școlile creștine să se formeze pentru slujire după modelul cristic, după modelul Domnului Iisus Hristos. Suntem conștienți, Doamne, că oricât ar fi de multe capacitățile intelectuale sau darurile spirituale pe care cineva le-ar avea și oricât de mult ar studia, scopul final trebuie să fie acela de a forma în noi toți, cei care studiem, un caracter al Domnului Iisus Hristos. Mă rog pentru toți copiii din România să-i binecuvântez, mă rog pentru sistemul de învățământ din România să-l binecuvintez și am vrea ca să binecuvintez educația teologică baptistă din școlile teologice baptiste, din liceele baptiste din țară și pe toți aceia care sunt implicați și pe care, toți aceia care susțin prin rugăciune și prin dărnicia lor această lucrare. Amin. Amin, mulțumim frumos, a fost împreună cu noi dr. Daniel Mariș, rector al Institutului Teologic Baptist din București. Am vorbit despre aniversarea a 100 de ani de la înființarea primului seminar baptist în România, 1921-2021, un secol de existență a învățământului baptist. Această emisiune o puteți urmări și pe podcast dacă tastați la ordinea zilei podcast. Dumnezeu să vă binecuvânteze!